Un alt accident grav a avut loc în această după-amiază pe drumul național 2 European 85, supranumit drumul morții în județul Neamț. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. O fată de 16 ani a murit și 4 persoane au fost rănite în comuna Ghereștii Noi într-un accident în care au fost implicate mai multe autovehicule. Copila se afla în autoturismul al cărui șofer a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un tir care circula din sensul opus, de unde a fost aruncată într-o auto utilitară și un al doilea tir. Fata nu a avut nicio șansă. Alte 3 persoane cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani au fost rănite și sunt în spital. O a patra a primit îngrijiri medicale la fața locului și a refuzat să fie transportată la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal.